Anastasia, curios din presă. Voi invita? Da, trebuie să mă invite presa. Trebuie să mă invite presa. Sunt interesată de caz și vreau să asist. Care a comprat? La ședință. Toate. Ședință publică? Publică pentru avocați? Cum poate fi publică pentru avocați? Sunteți sigură? Este lege. Care? Privire la avocatură. Vă rog să-mi arătați. Nu trăiesc, doamnă, eu ce vă simt, eu nu spun de gază aici. Dacă eu nu știți că am anunțat, cred că trebuie să nu începe zără. Am înțeles. Bună ziua. Cine ești ce plătești? Foarte simplu. Aici ați vreo 70%. Bună ziua! Sunt din presă și aș vrea să asist la ședința mea voastră. Știu că e publică. Am și legitimația. Dar trebuie să vă dau scaunul meu. Nu, nicio problemă. Nu este ședință publică. Sunteți sigur? Este ședință deschisă. Pentru avocați, dar nu este publică. Și considerați că n-ar trebui să fiu prezent? Păi vrem să aflăm motivul din care dumneavoastră. Vreau să asist, vreau să văd ce se ocupă unii avocaților, adică ce se discute. Da, este public. Pentru că știu că este publică. De unde am înțeles? Poți să... Să luăm o decizie fără. Dacă vreți să stați, eu cred că sunt 5 minute. Da, nicio problemă. Nu am nici nevoie de discute. Vreau să văd ce se discute. Adică, da. Așteptați puțin acum. Chestii confidențiale. Confidențiale. Contabilitatea Uniunii finanțată. Din noi, de însuși avocați, nu de stat, nu din noi, din bani publici. Nu retrăiți, tot e ok. Și considerați că ar trebui să ies. Considerați că ar trebui. Sunteți siguri? Adică... Cum vă spune dumneavoastră? Anastasia, dumneavoastră pentru prima dată a venit un ziarist în ședința noastră și noi vrem puțin să ne sfătuim în lipsa dumneavoastră și pe urmă vă spunem care e puterea. Adică cereți să ies, ca să înțeleg solicitare. Așteptați un pic în anticameră, cred că nu se schimbă ceva. V-am spus că pentru prima dată noi vrem să ne sfătuim. Suntem la a treia ședință a actualului Consiliu, nu s-a adresat niciodată. Și de asta vă rugăm să așteptați. Dar eu vă rog să-mi permiteți să rămân. Domnișoară, nu vă spărați. Aveți o schimbă față de profesia dumneavoastră, nu filmați fără autorizare. Păi, dar nu știu ce se poate întâmpla și mă gândesc că... Filmați, uitați-vă, aveți o etică. Aveți o etică, aveți o responsabilitate. Nu vreau ca să mă cert cu dumneavoastră, vreau să asist la ședință. Se poate sau nu? Vă rog să mă cert. Ne sunt încurcați, mă perturbați. Spuneți, vă rog. Mă înțeles, sper că e o solicitare legală, să mă interesez. Să n-ați fi organ de stat, atunci... Îți fac și dați să o organizați, o știați, așa că... Respectați-vă rugăciunea. Eu aștept. Da. Mersi. Mulțumesc, răbdare. Păi eu pot stau și în picioare. Nu mă sunt mai bine în picioare. Mi-a spus în coridor, mi-a spus unde. Dumnezeu, dumneavoastră, nu sunteți și nu aveți niciun simț, absolut, chiar dacă sunteți jurnalist. Doamne, ce crezi la mine, nu pot înțelege. Cred că sunteți cu camera și sunteți aici cea mai mare, așa? Asta considerați dumneavoastră. Sub ușă, pur și simplu, și înregistrează. Nu, tu eu asta am vrut să mă rog. Da, dacă ea faci un lucru. Colegi, în primul rând, modul obraznic în care s-a intrat și cu răspunsul. Deci, deja, mă pun în gata, poate chestia este. Poți fi, v-ați spus de asta, domnul Cotoș.
o leagă de etică, o leagă de stimă și o leagă de stimă față de profesie. Pe să intre, dați-mi voie. Iată cu ce problemă. Nu să fii să intre și noi să și vorbim. Nu este așa. Păi este o... Înseamnă că deja au venit cu un scop bine stabilit. Și ce deja ne distrează? Eu sunt un prieten pe crapii. Sunt ritoare vă sunt. Un prieten coace, să ne filmeze de noi, cu noi ei noi dăm drumul. Dar lasă poți să spun așa. Este articolul... Dar nu față societatea, cine vrei, poate noi le dăm hotărârea judecății. Nu însuși discuția trebuie să fie transparentă. Dar hotărârea trebuie să fie transparentă. Dați-mi văzut. Povestea asta e indiscată de scandalul care este făcut cu scandalul. Scandalul făcut intenționat. Scandalul făcut intenționat. Scoate, probabil, și mai multe stau de la casă. Așa discutăm problemă și aici. Da, se vine problemă și aici. Îmi cer scuze, au trecut 5 minute și mă gândeam, poate ați luat o decizie. Încă nu, mai este o secundă. Exact este asta. Aproximativ cât timp? Cât timp? Să știu. Mersi. Conform hotărârii Consiliului, a fost declarat ședință închisă și despre toate rezultatele putem să vă dăm ordinea de zi pentru a lua cunoștință. Rezumatul va fi publicat pe site. După ce chemăm poliție și să explicați poliție în baza cărei lege ați limitat accesul la o ședință de interes public. Vă spun, conform articolul 58 al statutului profesiei de avocat, unele ședințe pot fi închise. Nu sunt publice. Nu, toate discuțiile care sunt în Consiliu, ele nu sunt pentru publice. E vorba de contabilitate? Pentru că când am intrat ați spus despre... Eu nu am mai multe explicații, v-am spus... Dar cine sunt desconvenuți? Secretara. Ina. Ina și da. Ina Andriuță. Poftim, vă prezint ordinea de zi. Deja rezumatul va fi publicat pe site-ul oficial al Uniunii Avocaților. Și v-am spus hotărârea Consiliului. A fost declarată ședință închisă. Dar înțelegeți că vă comportați ca un clan mafiot. Vă zic frumoasă, îmi cer scuze. Nu poți fi zi frumoasă, dar fi nelimitat accesul. Dar înțelegeți că vă comportați ca un clan mafiot, dacă nelimitat accesul. Cetățean, Oleg Burega, vreau să văd cum activează Uniunea Avocaților.